Bună ziua, europarlamentarul Cristian Bușoi, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, bine ați venit în studioul Bună ziua, nostru. mulțumesc pentru invitație. Începem cu un subiect arzător pe scena politică românească, demisiile celor trei miniștri din fruntea guvernului Mihai Tudose, doamna Șaide, doamna Rovana Plumb și domnul Răzvan Cuc. Cum apreciați toate aceste evenimente din ultima perioadă din interiorul coaliției de guvernare? După cum am văzut, a fost doar o chestiune de luptă internă, de centre de putere, de influență în interiorul Partidului Social Democrat. Dacă ar fi existat o dezbatere pe teme legate de guvernare, de exemplu, vor sau nu vor să introducă split TVA în ciuda multor semnale foarte clare care vin spre mediul de afaceri, că este o măsură care va dezechilibra mai ales întreprinderile mici și mijlocii. Sau să zicem că cei din interiorul PSD nu se înțelegeau ce e mai important pentru România, să crească salariile sau să investească în proiecte publice care apoi vor genera valoare adăugată, sau alte chestiuni care țin de guvernare, aș fi fost cu siguranță mult mai deschis că trebuie să existe o astfel de discuție internă într-un partid de guvernare. Din păcate, toată bătălia internă nu a fost pe chestiuni care țin de agenda românilor, de buna guvernare, ci doar pe lupta de putere între președintele partidului și premierul Mihai Tudose. Sigur că între cele două poziții, mult mai nerezonabilă a fost poziția lui Liviu Dragnea, care, pe de o parte, are pretenția de a controla tot ceea ce se întâmplă în România și de a controla inclusiv activitatea executivului, lucru care nu e posibil din punct de vedere constituțional și legal, nici în calitate de președinte a partidului, nici în calitate de președinte al Camerei Deputaților, așa cum a apăra miniștrii care au în acest moment o problemă legată de chestiuni de natură penală, iarăși nu era un lucru care să poată să fie în beneficiu României și mai ales al imaginii României în interiorul Uniunii Europene. Dar nu aș găsi o tabără bună și o tabără rea în interiorul PSD. Din păcate pentru România și pentru români, acest partid dovedește că a ajuns la guvernare înșelând încrederea românilor și cred că milioanele de români care și-au pus speranța că partidul acesta va face ceva pentru ei, nu și imaginau că cele prime 10 luni de guvernare vor însemna doar o luptă nesfârșită pentru putere, doar mobilizarea în a-și numi oameni în funcțiile importante din statul român și, sigur, încercările de a modifica anumite legi din domeniul justiției, fără a face cu adevărat o dezbatere și o consultare a celor direct implicați în acest domeniu. Așa cum cred că nici cei mai înfocați susținători ai Partidului Social Democrat nu pot înțelege cum un partid ce ajunge la putere cu cel mai bun scor aproape de după 1990, cel puțin după 1992, sigur, la 3 luni de zile își demite prin moțiune de cenzură propriul prim-ministru, premier în Uniunea Europeană, și la alte câteva luni pune iarăși în discuție guvernarea și guvernul și miniștri. Că tot ați amintit de putere și de bătălia pentru putere. După toate aceste evenimente, putem spune că s-a schimbat polul de putere de la Liviu Dragnea la Mihai Tudose? Sigur, dacă este să facem o analiză, în mod evident, un câștigător moral al acestor zile este premierul Tudose. Dar, încă o dată, vorbim de o bătălie care nu pornește de la niște principii, nu pornește de la niște măsuri care trebuie luate în interesul românilor și pentru România. Nu vorbim de divergențe pe politici de guvernare, pe chestiuni legislative relevante pentru români, ci vorbim pur și simplu de lupta pentru putere în interiorul PSD. Cum vedeți noile numiri din cadrul guvernului Tudose?
Vedem domnul Marius Nica în locul doamnei Rovana Plumb la fonduri europene, domnul Paul Stănescu la dezvoltare regională în locul doamnei Șaide și domnul Felix Stroie la Ministerul Transportului în locul lui domnul Răzvan Cuc. Cum vedeți aceste numiri? Sigur, sunt reticent la orice numire face Partidul Social Democrat, pentru că până acum nu ne-a dat nicio garanție că are responsabilitate în a selecta persoanele care pot cu adevărat să facă performanță într-o anumită zonă ministerială. Dar având această rezervă, datorată felului în care acționează pe scena politică Partidul Social Democrat, n-aș vrea să fac foarte multe aprecieri despre niște persoane care nu sunt foarte cunoscute și despre care, a căror capacitate managerială și de lideri în acest moment nu avem foarte multe date. Cred că o primă evaluare o putem face abia după ce ascultăm ce au de gând să facă la audierile din Parlament, dacă nu vor fi și acestea cumva mimate, dacă vor exista acest audier, pentru că remanierea se poate face în mod evident și fără acest lucru, dar dacă nu vor fi audieri formale, cel puțin la primele declarații de intenție pe care acești miniștri le vor face fie în fața comisiilor din Parlament, fie în spațiu public. Singura persoană pe care o cunosc și cred că este o persoană potrivită, tocmai pentru că nu este un om politic și nu face parte din Partidul Social Democrat, este nou ministru al fondurilor europene. Și sigur, în calitate de europarlamentar, sunt foarte interesat ca acest domeniu să fie cât mai puțin politizat și să reușim să avem capacitatea de a atrage bani europeni în România. Pentru că acești bani nu vor fi doar pentru partidul de guvernământ, vor fi pentru toată administrația publică locală, vor fi pentru actori din mediul privat și de ele vor beneficia toți românii. Așa încât cred că aceasta pare a fi în acest moment o decizie bună. Altfel, la cum ne-a obișnuit Partidul Social Democrat în aceste 10 luni de guvernare, sunt departe nu doar de ceea ce au promis în campania electorală, ci și de ceea ce ar trebui să fie o bună guvernare pentru România. Să spunem, cu demisiile și înlocuirea acestor trei miniștri, s-au terminat problemele în guvernare? Nu, cu siguranță nu. Au rezolvat problemele existente? Nu? S-a rezolvat o problemă punctuală, dar și aceasta putea fi rezolvată cu mai puține costuri de imagine pentru România, pentru că despre costurile de imagine ale PSD nu țin neapărat să fiu preocupat, dar cu mai puține costuri de imagine pentru România, dacă aceste demisii, așa cum de altfel spuneau aseară președintele partidului și premierul, ar fi venit imediat după ce s-a început o acțiune împotriva cel puțin a doamnelor ministru. Dar în condițiile în care acest lucru s-a întâmplat abia după o reglare de conturi internă în Partidul Social Democrat, cred că nu a rezolvat cu adevărat nimic. Și oricum, dincolo de arhitectura aceasta a guvernului, cine unde este ministru, ceea ce mă îngrijorează foarte tare este faptul că nu există o viziune despre viitorul României. Nu există o viziune a guvernării, nu există niște lucruri pozitive pe care le pot remarca. Văd doar o încercare de a acapara sfere de putere și sfere de influență și cele mai bune exemple sunt ANCOM, Curtea de Conturi, dar și alte instituții, TVR, radio, acolo unde Partidul Social Democrat a folosit orice prilej pentru a instala oameni apropiați, nu mai spun de funcțiile politizate de secretar de stat, director de agenții sau reprezentanți ai guvernului în teritoriu, văd o încercare de a crește salariile în anumite zone, dar fără o creștere economică și o creștere a productivității în spate, cu riscul de a dezechilibra economia, de a duce către inflație, către creșterea costurilor de creditare, celebra discuție legată de robor, și către devalorizarea monedei naționale. Și sigur,
văd din ce în ce mai puțină credibilitate, din păcate, a României în fața unor investitori internaționali. Prin felul în care s-a comportat în retorică, în comunicarea publică, dar și în acțiune acest guvern. Cum se văd toate aceste probleme de pe scena politică românească la Bruxelles? Ce ecou au? Cu siguranță există îngrijorare la Bruxelles. Știți, pentru că știu că ați urmărit dezbaterea din Parlamentul European cu prilejul Ordonanței 13. Dincolo de subiectul în sine, s-a văzut că, surprinzător, chiar oficialii socialiști ai Comisiei Europene au fost rezervați și chiar critici la adresa guvernării din România. Există de asemenea îngrijorare cu privire la capacitatea României de a absorbi fondurile europene, așa cum există foarte multă îngrijorare în ceea ce privește capacitatea României de a rămâne stabilă din punct de vedere economic și bugetar și de a ne încadra în deficitul de maxim 3% pe care l-am agreat cu partenerii noștri europeni și internaționali. Ori lucrurile acestea, în mod evident, afectează România și pe români. Ați fost ales sâmbătă de Consiliul Național al PNL, vicepreședinte al partidului pe domeniul sănătate, muncă, familie și protecție socială. Ce planuri aveți din această postură? Sănătatea și munca și protecția socială reprezintă nu doar două domenii vaste care influențează viața și activitatea a milioane și milioane de români. Prin sistemul de sănătate trece mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi în calitate de pacienți, iar în ceea ce privește medicii, asistentele, alt personal medical care zi de zi lucrează în sistemul de sănătate, în mod evident orice decizie afectează foarte tare. În domeniul muncii, protecției sociale și mai ales a pensiilor, există o miză foarte mare și o importanță foarte mare pentru români. Aici, rolul meu va fi acela de a exprima pozițiile Partidului Național Liberal, pe de o parte, pe tot ceea ce face greșit guvernul în acest moment și sigur voi dezvolta imediat, cel puțin în domeniul sănătății, dar nu numai, oferind în același timp alternativa cu care vine Partidul Național Liberal în fața românilor. Pentru că eu cred și este unul dintre lucrurile pe care le-am susținut în campania internă atunci când am candidat la funcția de președinte al PNL, este unul din lucrurile pe care le susțin în comunicarea mea publică în calitate de președinte al PNL București, pentru că în afară să fiu foarte critic față de administrația PSD, față de administrația Firea, care din păcate nu face nimic pozitiv pentru București și riscăm ca acest oraș să se sufoce în următorii ani de la trafic, de la poluare, de la lipsa de investiții, de la costurile din ce în ce mai mari care vor fi pentru sistemul de încălzire. PNL a venit mereu cu alternative și același lucru îl va face și în aceste două domenii. Sigur, sănătatea este un domeniu care, din păcate, nu a devenit, în ciuda felului în care a fost clamat de actuala guvernare, o prioritate. Și acest lucru s-a văzut și din punct de vedere al bugetului acordat sănătății și din punct de vedere al importanței rezolvării problemelor din sănătate. Am identificat cel puțin două lucruri grave întâmplate în ultima perioadă în domeniul sănătății. Mi se pare foarte defectuos felul în care a acționat guvernul, Ministerul Sănătății, Ministrul Sănătății în chestiunea legată de vaccinuri. Pe de o parte, felul în care aprovizionarea cu vaccinul în România este deficitară și nu a fost rezolvată această problemă, felul în care ministerul n-a fost capabil să pornească o acțiune de conștientizare, de comunicare publică în ceea ce privește importanța vaccinării și, din păcate, acest rol care ar trebui să fie al ministerului, al guvernului, lipsa acțiunii în acest domeniu a făcut să fie lansate, mai ales în mediul online, foarte multe supoziții și informații false în ceea ce privește vaccinarea. Și sigur, chestiunea legată de legea vaccinării, care a fost aruncată așa în Parlament pentru a se spăla pe mâini și pentru a spune că am făcut un demers care acum mingea este în curtea Parlamentului, fără a fi cu adevărat o prioritate legislativă. Al doilea lucru foarte grav pe care
vreau să-l scot în evidență este faptul că din nepricepere sau din nepăsare se aruncă la gunoi bani europeni. Avem 150 de milioane de euro disponibili pentru construcția a trei spitale regionale, Cluj, Iași și Craiova. Acești bani îi avem până în 2020 și cel mai târziu în 2022, dacă aplicăm regula N plus 2. Nu doar că nu a început construcția vreunuia dintre cele trei spitale, dar nu suntem nici măcar în faza în care să avem un studiu de fezabilitate pe baza căruia se va organiza licitația, care apoi va da un câștigător, după care 2 ani, 2 ani și jumătate vor fi construite și dotate aceste spitale. Suntem într-o situație limită. Există clar la nivelul Comisiei Europene îngrijorarea că nu vom reuși să absorbim acești bani, iar eu cred că a avea la dispoziție 150 de milioane de euro pentru aceste spitale, sigur că va trebui și bugetul național să contribuie pentru că nu sunt suficienți acești bani, dar sunt 150 de milioane de euro gratis de la Uniunea Europeană. Și noi să nu facem din asta o prioritate. Ministrul Sănătății să nu aibă în fiecare dimineață o jumătate de oră, o oră în care se ocupe exclusiv de această problemă și pacienții din aceste regiuni geografice și în aceste orașe să se trateze în continuare în spitale vechi, cu risc de infecții intraspitalicești, cu circuite învechite, nedotate, mie mi se pare cel puțin criminal și cred că nu este un cuvânt prea tare, pentru că vorbim de viața și de sănătatea a mii, dacă nu zeci de mii de români care ar putea să treacă prin aceste spitale. Nu mai vorbesc de promisiunea de campanie cu marele spital republican din București, cu 2500 de paturi, cu mii de medici, mii de asistente, campus universitar, de spital regional în fiecare euroregiune, de reabilitarea tuturor spitalelor județene și a peste 100 de ambulatorii, de oferirea de salarii medicilor de la peste 1000 de euro pentru rezidenți până la 2600 pentru anumiți medici, 3400 pentru medici primari și 3600 pentru medicii din zona de urgențe și de ATI, care deja cred că toată lumea a înțeles că au fost doar niște păcălele electorale și că acest lucru nu va fi pus în practică. Cum se descurcă, tot amintesc de domnul ministru Florian Bodo, cum se descurcă acesta la sănătate, dacă se descurcă? Întreg guvernul, în opinia mea, are probleme grave de înțelegere a priorităților României, de închegarea unei viziuni despre cum pot rezolva aceste probleme și despre menegerierea situațiilor de zi cu zi în România. Sigur, și-au dat demisia trei miniștri. Doi miniștri, mă rog, invocând chestiunile legate de presiuni și probleme cu justiția, ministrul transporturilor fiind evaluat a fi avut deficiențe în ceea ce privește actul managerial, dar mă gândeam dacă există vreo excepție, poate, dar nu neapărat pe ministerele importante. Majoritatea miniștrilor din guvernul PSD au deficiențe serioase în ceea ce privește felul în care trebuie să fie un ministru și felul în care trebuie să rezolve problemele din zona de resort de care răspunde. În ceea ce privește Ministrul Sănătății, am amintit mai devreme câteva din lucrurile grave, serioase, care s-au întâmplat în toată această perioadă și cred că sunt lucruri care puteau fi mai bine gestionate. Aprovizionarea cu vaccinuri, în opinia mea, putea fi mult mai bine gestionat decât a fost făcut. Finanțarea sănătății ar fi putut fi mai bună dacă ar fi existat niște proiecte mai clare și o mai mare implicare în interiorul guvernului atunci când s-au făcut alocările bugetare. Am explicat mai devreme chestiunea legată de spitale și de bani europeni pe care îi putem atrage și încă o dată nu pot înțelege cum acest lucru nu este prioritatea zero a Ministrului Sănătății. Așa încât cred că pe bună dreptate colegii mei din Parlament, Partidul Național Liberal, au inițiat o moțiune simplă pe tema sănătății și
deși a fost acoperită de circul acesta din interiorul PSD, cred că s-au ridicat niște semnale de alarmă și sper să se țină cont de lucrurile pe care le-a spus Partidul Național Liberal în Parlament. Domnule Cristian Bușoi, cum arată un sistem de sănătate funcțional? Cum ar trebui acesta să arate? Nu există un sistem de sănătate perfect niciunde în lume, dar există câteva sisteme de sănătate care sunt funcționale, cum bine spuneți, și care aduc o satisfacție pacienților din punct de vedere al accesului, din punct de vedere al calității serviciilor, din punct de vedere al echității, din punct de vedere al finanțării. Dacă vreți să vă descriu un model, cred că modelul cel mai potrivit pentru România ar fi modelul Franței. Franța fiind judecată a fi cel mai bun sistem de sănătate mulți ani la rând. În ultimele statistici a fost detronată de Olanda, care iarăși este un sistem de sănătate funcțional. Acolo vorbim de un mix între inițiative publice ale statului și inițiative private. Vorbim de un mix de finanțare între ceea ce înseamnă asigurările obligatorii de sănătate, gestionate adevărat de trei mari fonduri și nu doar de o casă de sănătate, dar și Franța este o țară mult mai mare, dar la care se adaugă asigurările private complementare. Din asigurarea obligatorie se plătesc în medie cam 75% din prestațiile medicale. Sigur, se dau la o parte tratamentele foarte scumpe, programele de cancer, programele pentru femeile gravide și alte categorii de pacienți, acolo unde se acoperă 100%. Medicamentele esențiale și foarte scumpe sunt acoperite 100%. Dar internările obișnuite, vizitele la medic, consultațiile obișnuite, majoritatea prescripțiilor medicale, rețetelor medicale, sunt acoperite în jur de 70-75% din această asigurare obligatorie, iar restul te duci la o asigurare privată cu niște facilități fiscale sau plătești din propriul buzunar, dar cel puțin în Franța, peste 95% din populație au asigurare privată complementară. Și atunci ai un mix în care se pune presiune nu doar de la asigurarea publică, ci și de la asiguratorii privați către furnizorii de servicii să nu aibă servicii deficitare, să aibă servicii de calitate, să nu umfle facturile și să inventeze servicii care nu sunt cu adevărat necesare. Sigur, există de asemenea foarte multe proceduri în ceea ce privește introducerea de medicamente pe piață, în ceea ce privește asigurarea calității, în ceea ce privește drepturile pacienților. Toate aceste lucruri ne pot inspira și pot schimba sistemul de sănătate din România. Nu vom putea ajunge la performanțele Franței, Germaniei, Olandei, pentru că investiția pe cap de locuitor este totuși de 10 ori mai mică decât acolo. Dar chiar și cu puținii bani pe care îi avem și care astăzi nu îi folosim în cel mai eficient mod, doar schimbând anumite chestiuni de filozofia sistemului, reușind să introducem mai multă responsabilitate, mai multă transparență și o competiție în interiorul sistemului de sănătate, lucrurile se pot schimba în bine. Domnule Cristian Bușoi, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă la noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult.